Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la știrile Mondo TV. Iată care sunt principalele titluri ale ediției. Gabriel Samoilescu, subprefectul județului Hunedoara, a demisionat. Președintele Klaus Iohannis va fi notificat de minerii din Valea Jiulii ca să convoace Consiliul Superior de Apărare al Țării pentru problema CEH. Crescătorii de oi din Valea Jiulii sunt într-o situație extrem de delicată, ei fiind nevoiți în ultimii ani să arunce pe foc lâna și pieile oilor. Președintele Klaus Iohannis va fi notificat de minerii din Valea Jiulii pentru a convoca Consiliul Superior de Apărare a Țării pentru problema complexului energetic Hunedoara. Documentul a fost trimis luni de membrii sindicatului Muntele pentru că problema complexului este, în opinia lor, una de interes strategic național. Minerii din Valea Jiulei se simt neglijați și după ce au căutat prin peste 1000 de adrese să ceară sprijin guvernului Ponta, vin acum și îi cer președintelui Klaus Iohannis soluția salvatoare. Liderii de la sindicatul reprezentativ din complexul energetic Hunedoara au trimis o notificare la cabinetul președintelui, pentru că au observat cum colegii lor din Gorj sunt mai mereu avantajați, ei fiind primii care au achitat certificatele de CO2, dar care au și avantajul să vândă mult mai ieftin energie. Sindicatul Muntele emite astăzi adresa cu numărul 1113, care este adresată de data aceasta președintelui României, pentru că toate diligențele pe care le-am făcut de la dumnealui în jos, prim-ministru, ministru și așa mai departe, sute de adrese trimise în toată perioada în care Sindicatul Muntele a gestionat dialogul social la nivel de complex, nu au dus la niciun răspuns serios, concret, care să salveze activitatea. Liderul Sindicatului Muntele a spus că în acest moment lucrează cu administrația CEH la un plan, dar a menționat și că lignitul este avantajat față de huilă. Complexul energetic Oltenia produce energia electrică undeva la 190 de lei per megawatt. În schimb, complexul energetic Hunedoara depășește de cele mai multe ori 350 de lei pe megawatt. În aceste condiții, pentru că de vândut vindem cu același preț pe piața zilei următoare, este foarte clar că noi, Hunedoara, înregistrăm pierderi uriașe față de colegii noștri din Oltenia. Complexul energetic Oltenia a găsit soluția financiară pentru achitarea valorii certificatelor de CO2, în timp ce la CEH nu s-a găsit nicio modalitate de a le plăti, doar dacă salariații ar fi primit cu până la 15% salariile reduse anul trecut, sau să nu mai achiziționeze niciun material pentru subteran. Ajutorul de stat era unica soluție, dar nu a fost aprobat, iar acum cele două termocentrale sunt într-o situație extremă. Gabriel Samoilescu, subprefectul județului Hunedoara, a demisionat. Problemele personale par să-l fi determinat pe acesta să pună punct mandatului. Ioan Gabriel Samoilescu nu mai este încă de vineri subprefectul județului Hunedoara. Vestea vine după ce acesta a hotărât să demisioneze, invocând motive personale. Chiar și așa, până la adoptarea hotărârii de guvern privind eliberarea din funcție, Ioan Gabriel Samoilescu își va exercita în continuare atribuțiile și competențele conferite de legea subprefectului. Gabriel Samoilescu a fost instalat în funcția de subprefect al județului Hunedoara în luna mai a anului trecut. În perioada aprilie-octombrie 2009, acesta a ocupat funcția de prefect al județului. Drumul Național 7A, ce face legătura între Petroșani și Voineasa, este pregătit să intre în șantier. Chiar dacă măsurătorile topografice s-au făcut și practic ar putea începe lucrările, acestea sunt amânate de niște hârtii. De-a lungul timpului, promisiunile de reabilitare a drumului Național 7A, ce face legătura între Petroșani și Voineasa, au curs necontenit. Acum când s-au găsit banii necesari pentru reabilitare, un aviz împiedică începerea lucrărilor. Lucrarea este licitată, există finanțare pentru ea și sunt depuse actele la Ministerul Transporturilor pentru a elibera autorizația de construire a drumului. La fel și pe porțiunea de drum de la podul Jiețului până în platoul de la Jieț, urmează să înceapă lucrările, la fel există proiectul făcut, licitație și aprobată finanțarea pentru lucrarea respectivă. Am întrebat la drumurile naționale, deci porțiunea
DN7A de la Pod Jeț și până sus la Hotar cu Vâlcea este un proiect și cealaltă porțiune de la Pod înspre Petroșani, în urma solicitărilor și a alunecărilor de teren pe care au avut loc acolo, s-a făcut un studiu geotehnic, s-a făcut proiect și urmează să se facă și lucrarea. Aia vă spuneam că există finanțare și pentru ea. Ideea e că încă nu au autorizația de construire, dar în cel mai scurt timp posibil, probabil, vor începe lucrările și acolo. Această arteră rutieră este foarte importantă atât pentru Petrila, cât și pentru întreaga Valea Jiului. Este chiar vital, știți bine că e singura ieșire în partea de sud din Valea Jiului. Înspre țară, accesul spre Transalpina pentru noi și din punct de vedere turistic e interesant, pentru că tranzitul se va face prin orașul Petrila și prin Petroșani, pe DN7A, înspre Transalpina. Vara vin foarte mulți turiști care merg în zona respectivă. Crescătorii de oi din Valea Jiului sunt într-o situație extrem de dificilă și delicată, ei fiind nevoiți în ultimii ani să arunce pe foc lâna și pieile oilor. Asta chiar dacă primăria din Petrila are un proiect de valorificare a acestor materiale, altădată extrem de valoroase, doar că specialiștii sunt așteptați să vină cu soluția tehnică. Oierii, cei mai bogați oameni cândva, sunt acum de-a dreptul năpăstuiți, iar lâna, altădată atât de valoroasă, ajunge acum pe foc. Din păcate însă situația pare fără ieșire și nimeni nu le dă o mână de ajutor. Ca să tundă o oaie, un cioban plătește cel puțin 10 lei, iar kilogramul de materie primă ar putea să le fie cumpărat cu un preț de 10 ori mai mic. Afacerea nu este nici pe departe convenabilă și oamenii se plâng că au ajuns să se încălzească cu lâna pe care o ard. Nu avem unde să o dăm, nu avem unde, nu o ia nimeni. Înainte mai dădeam la bănița cu 2 lei, dar anul ăsta numai cu un leu, nu mai ne plătește nimeni. Și pielele le-am aruncat și lâna le dăm foc, că ce să faci cu ea? Cât vă costă să tundeți o oaie și cam cât luați pe? E o oaie 10 lei, ca să așa, și că pe kilogram de lână luăm un leu, ne-l plătește. Deci nu mai e rentabil oierii, după de vedere. Nimica, zero. Primăria din Petrila a fost prima care a gândit un proiect prin care să valorifice această resursă locală, dar s-a împotmolit în soluția tehnică. Asta pentru că materialul este prea greu. S-a propus această soluție, noi am făcut proiectarea, am trecut de faza DALI și proiectul tehnic pentru izolarea Centrului de Asistență Socială. Cu aceste materiale care se pot procura local, respectiv lâna ce rezultă de la oi, dar nu există încă omologat sistemul de prindere. Aceste materiale sunt grele și există riscul de a se prăbuși de pe clădire. Totuși, cei din Petrila spun că nu au abandonat definitiv ideea și le dau o undă de speranță ciobanilor. Asta cu atât mai mult cu cât sunt proiecte deja în derulare, dar banii trebuie cheltuiți până în 2016. În cazul în care soluția nu vine acum, actualele proiecte se continuă cu rigip și polistiren. Pe reabilitarea energetică, finanțată prin programul UNDP, noi avem cuprinse 4 centrale termice la instituțiile publice, clădirile instituțiilor publice. Acum avem aprobată deja finanțarea pentru clădirea edil urban și pentru grădinița numărul 3 Cimpa. Urmează clădirea pompierilor voluntari și fosta direcție a minei Lonea, pe care încercăm să o finalizăm până în 2016 iunie, dată până la care funcționează programul UNDP. Un astfel de program ar fi fost în avantajul ciobanilor, dar dacă nu găsește cineva rapid soluția tehnică, oierii își vor arde în continuare lâna și vor arunca pieile. Asta în favoarea polistirenului, a cărui coeficient termic probabil că nu se poate compara cu cel al materiei prime, lâna. Pe lângă faptul că lucrările la podul de la Șoimuș înaintează greori, iar nervii șoferilor care tranzitează acest sector sunt întinși la maximum, acum au apărut și gunoaiele. Totodată, cei care profită de această situație sunt, se pare, comercianții care au ieșit și ei să facă un ban.
Deși inițial lucrările ar fi trebuit să demareze de la începutul lunii martie, acestea au fost amânate din cauza vremii nefavorabile. Acum se lucrează, cei drept, destul de încet, după cum spun șoferii. În continuare, circulația pe acest post se desfășoară alternativ pe o singură bandă. Pe unul dintre cele mai circulate poduri din județ, lucrările stagnează împreună cu șoferii care așteaptă în medie 10 minute pentru a traversa acest pod. Șoferii care tranzitează des această porțiune de drum s-au săturat de această situație și nu sunt încrezători în faptul că într-o lună podul va arăta ca la carte. Nu se lucrează, nu sunt oameni care lucrează, nu sunt nimic. Eu în fiecare zi trec de 2-3 ori pe aici. Nu văd niciun om, nimic, doar ăștia doi, ăsta și cu ăla la alt în capăt. Înainte făceam 5 minute până în Dev, acum ajung în 4-5. Deci în ritmul ăsta gătăm și mă duc spre Mintia, gropile de nu mai strigi mașina, e plăcut. Cei de la naționale banii iau, da lucru. 10 minute, 15 minute mereu. Deci 4 semafoare până la braț. Cu toate acestea, cei care profită de această situație sunt comercianții care speră să își rotunjească veniturile pe spinarea celor care sunt nevoiți să aștepte minute în șir ca să traverseze acest sector. Teoretic, această situație ar trebui să mai dureze până în luna iunie. Practic însă nu se știe. Ediția din acest an a sărbărilor Devei le-a oferit posibilitatea hunedorenilor prezenți în centrul municipiului să asiste la o mulțime de evenimente inedite. Printre cele care s-au bucurat din plin de atenția publicului s-a numărat și parada costumelor populare. Aceasta a avut loc duminică în deschiderea spectacolului de folclor. Aseară, zeci de artiști au defilat pe Bulevardul 1 decembrie din municipiul Deva pentru a invita pe oameni la spectacolul de folclor din Piața Unirii. Membrii ansamblurilor folclorice au trecut prin fața participanților la Târgul de Artă Populară din centrul Devei. Au fost acompaniați de muzica populară și întâmpinați de mulțimea de curioși, care i-au urmat apoi spre scena din centrul istoric. Foarte frumos! Ce v-a plăcut de la târg? Toate artizanate, de artizanat... Frumos. Ar fi bine dacă ar veni mai de multe ori, că n-ar strica. Uite, lumea deja s-a postat pe aici. Așteaptă lumea să-i vadă. În încheierea Paradei Portului Popular, sute de hunedoreni au asistat la spectacolul de folclor, în care invitați speciali au fost membrii ansamblului Șoimușeana. Sărbările Devei au fost organizate de Primăria Municipiului Deva și colaboratorii instituției și au oferit publicului mai multe zile de evenimente culturale, artistice și de divertisment. La final vă invit să urmărim împreună informațiile despre vreme.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Vă așteptăm și mâine la aceeași oră. Să aveți parte de o seară cât mai plăcută.